Ilie Cioară, începutul și sfârșitul. Pe plan fizic, două stări diferit înregistrate, în raport de timp și spațiu, ambele sunt separate. E un început de drum, startul de unde am pornit și punctul ce l-am atins ca rezultat definit. Între cele două faze stă procesul devenirii, cu efort și scop de atins, drept imbold al împlinirii. Tot parcursul presărat cu clipe în succesiune, insul prin a lui structură încordat în acțiune. Aici totul e normal, lucrul, acum început, are cândva un final. Timpul de realizare între cele două puncte, interpus esențial, punem casei temelie și în timp o desăvârșim, interes, cel urmărit, noi cu el ne contopim. Pe plan psihic, în context, ipostaze diferite, ca fond și ca împlinire, altfel trebuie privite. Mai întâi e împlinirea pe fundul egocentrist, unde eul, prins de timp, în continui conformist. El își proiectează scop, ideal de urmărit, și prin el e primul pas, început, ce-l vrea împlinit. Vine apoi spațiu, timp, cu eforturi susținute, urmărit prin zile, ani, șir de vieți nesăbuite. Începutul și sfârșitul distanțat ca în planul fizic e o simplă imitare adusă în mediul psihic. Omul, ignorant, fiind sigur că sforțarea e necesară să-i aducă transformări în lumea interioară. Între ce vreau ca început și împlinirea ca sfârșit, introduc voința, Cerber, al meu ego îndărjit și prin efort siluire denaturarea-i mai mare. Astea tot timpul se întâmplă spre propria-mi disperare. Această învățătură o urmăm de mii de ani prin tradiții moștenită. Roadele sunt evidente, temeri, lupte, lumea întreagă-i învrăjbită. Educația e greșită, ego-ul nu-i în măsură să-și aducă nobilări, dimpotrivă, prin efort, imaginare, nasc continuu degradări. Dar când ego-ul lipsește, începutul și sfârșitul e o singură mișcare. Ce-ai văzut, complet atent, de îndată și dispare. Astfel, ființa om consumă urăciuni ce-l chinuiesc sau acele zis frumoase tot ce tot timpul amăgesc. Practic vă stă la îndemână pe loc să verificați cum se înscrie fenomenul atunci când vă integrați, când sunteți una cu faptul, luciditate perfectă prin privit și ascultat în relație directă. Cu această simplitate, psihic, desprinși de trecut, ce vedem? Ca început, spontan piere, ca sfârșit. Nu se urmărește scop, lipsă orice activitate. Doar așa avem acces la sacra realitate.